Ați deschis noua stagiune a circului Globus cu premiera spectacolului Arca lui Noe. Ce propuneți nou prin acest spectacol? Deci, în primul rând, Arca lui Noe face parte din dintr-o nouă viziune, ca să zic așa. De fapt, nu inventăm nimic nou, revenim doar la spectacolul tradițional de circ, care de fapt este mai compact, mai dinamic, mai cursiv și care nu lasă publicul să se plictisească. Cât de dificil e să se pui un astfel de spectacol în scenă? Cât durează? Cât vă ia, efectiv? Nemai bazându-ne pe scenarii stufoase, pe părți vorbite, pe prezentare foarte voluminoasă, spectacolul eu reușesc să-l pun în scenă relativ repede și fără să întrerup reprezentațiile cu spectacolul anterior. Deci reușesc cu artiștii Circului Globus să repetăm după spectacole, de exemplu, cum ar fi acum. La ora 10 este spectacol, de la ora 12:30 sau 1 aveam repetiție. Anul ăsta a fost puțin mai dificil pentru că în timp ce repetam pentru noul spectacol din stagiunea aceasta nouă, în același timp aveam și lucrări de reamenajare a sălii de spectacol. Și atunci am chinuit puțin artiștii, dar sunt oameni destoinici și s-au descurcat cu brio, da. În câteva zile, deci într-o săptămână am pus în scenă nouul spectacol. Destul de mare. Destul de mare și destul de lung ca întindere. Deja începe să se așeze, sâmbătă o să avem premiera și sunt convins că la premieră, mai ales că artiștii se vor mobiliza, vom avea un spectacol de mare succes. De ce Arca lui Noe? În primăvară am spus celor de la relații externe, de la compartimentul de relații internaționale, că vreau un spectacol din toamnă să îmi caute și să prezentăm publicului bucureștean și nu numai trei simboluri ale circului, și anume elefanții, cai în libertate și clown. Un clown sau doi clowni. Căutând, au găsit undeva în Italia elefanți și cai în libertate, urmând să găsim clowni în altă parte. Dar cei din Italia au spus, domnule, pe lângă elefanți și cai în libertate, avem și o girafă, un rinocer și două zebre și mai avem și un număr de înaltă școală cu doi cai, un număr de dresaj. Și zic, bine, acum dacă sunt la pachet, cum s-ar spune, hai să-i luăm. Și mi-a venit ideea să-i spunem Arca lui Noe, fiind animale multe, variate, și am zis că mai punem și de la noi, știu eu, cămile, ponei, maimuțe, câini și așa mai departe, și în Arca lui Noe, care de fapt e Arca Circului Globus, se vor îmbarca toate aceste animale. Folosind o temă biblică, să zicem așa, și cu scop educativ pentru copii, pentru că au posibilitatea, ocazia să vadă animale speciale, deosebite, frumoase, bine întreținute și pot să facă și diferența dintre, știu eu, dromader și cămila bactriană, cea cu două cocoașe. Să vadă animale pe care, în mod uzual, în România nu le pot vedea. Ați amintit de animalele circului. Ce animale mai are Circul Globus și cât costă întreținerea lor? Circul încă mai are animale proprii destul de multe, și anume feline, lei, tigri, lei normal, lei albi, tigri siberieni, tigri albi, animale deosebite, avem și cai, avem și cămile, căței, pisici, câini. Cât costă întreținerea lor? Cum reușiți să... Deci, întreținerea lor costă destul de mult, însă Primăria Capitalei, care subvenționează activitatea Circului Globus, ne susține și putem să hrănim corespunzător animalele și să le îngrijim și să aibă o viață liniștită la noi. Există un trend în lume de scoaterea animalelor din circ.
Așa este, e vorba în principal de animalele sălbatice, respectiv elefanți, tigri, lei, rinoceri, hipopotami, maimuțe de tot felul, cimpanzei și altfel de maimuțe. Sigur, în măsura în care legislația europeană și respectiv internațională le va impune lucrul acesta, o să ne conformăm. O să ne conformăm și noi legislație, sigur că da, fără niciun fel de îndoială. Până atunci însă, ia că te profităm de încă posibilitatea de a le prezenta publicului și mai ales copiilor și le prezentăm. După aceea se vor retrage, știu eu, în rezervații, în sanctuare, în grădini zoologice, lucruri pe care de altfel intenționăm și noi să-l facem în perioada imediat următoare cu animalele, așa zis, pensionare, care nu mai lucrează în spectacol, fie că au mai îmbătrânit, fie că nu mai există dresorul care le-a pregătit. Și atunci, măcar să se bucure de spații mai largi, de aer, de hrană corespunzătoare și așa mai departe. În circ există nu doar animale, există și actori de circ. Da, câți aveți angajați? Avem artiști acrobați, avem 77. Bine, artiști acrobați, comici și așa mai departe. 77 de la adolescenți și până la oameni în toată puterea cuvântului, maturi. Dacă ar vrea cineva să vină la circ, ce are nevoie, ce aptitudini, la ce vârstă? Deci e clar că pentru a putea face meseria asta, e nevoie să ai și vocație și aptitudini. Adică să-ți dorești foarte mult să faci meseria asta și să ai și calități fizice, un aspect fizic plăcut, forță, îndemânare, agilitate, care sigur ele se șlefuiesc, se pregătesc cu profesori, cu antrenori, cu coordonatori. E o meserie frumoasă, captivantă. Pe oricare dintre artiștii de circ, dacă îi întrebați dacă ai mai putea să trăiești, să iei viața de la început, ce ai dori să faci? Și invariabil spun că artist de circ. Exista o vreme în care asigurarea de viață era o problemă pentru artiștii de circ. Mai există această problemă sau nu? Ați rezolvat-o? Nu. În prezent, toți artiștii de circ și în special toți cei care intră în spectacol au asigurări de viață, pe care circul le face din fondurile pe care le avem. Se poate ieși la pensie din arena circului? Da. Sigur, vârsta de pensionare pentru artiștii de circ este mai scăzută decât pentru ceilalți oameni care au lucrat. Respectiv, la 45 de ani ei se pot pensiona. Dar de regulă nu renunță la viața de artist, caută să își găsească elevi pe care să-i pregătească și să transmită mai departe cunoștințele pe care ei le-au dobândit cu multă muncă și multă perseverență. Ați afirmat că doriți să modernizați arena circului, că vreți să o faceți să arate într-adevăr ca un circ european. Da. Cum vă gândiți să faceți aceste modernizări? Păi, deja am făcut foarte multe lucruri în cele 10 luni de când am revenit aici, în sensul că am scos din sală tot ce însemna scene, tribune, manejuri artificiale și așa mai departe și am readus sala de circ, dacă observați, la forma ei inițială, așa cum au conceput-o arhitecții acum 54 de ani. Câte locuri sunt acum și câte au fost înainte? Erau 900-950 de locuri acum 10 luni. În prezent avem circa 1700 de locuri, urmând ca în vacanța de elevilor dintre 2 și 9 noiembrie să completăm cu scaunele noi pe care le-am cumpărat și sunt deja, pot fi văzute în spate, în foaier, în cutii ambalate și o să ajungem iarăși la aproape 2000 de locuri. Ca să putem reintroduce sala de spectacole în circuitul sălilor mari de spectacole din București, întrucât sunt foarte mulți doritori de a face spectacole, evenimente la noi în sală, dar erau dezamăgiți când le spuneam că avem un număr redus de locuri
într-o sală așa mare, generoasă. Câte spectacole aveți pe săptămână? De câte ori poate veni bucureșteanul să vadă? În timpul săptămânii, marți, miercuri, joi, vineri, avem matinee cu copiii de la școli și grădinițe. Sigur, la matineele astea pot veni și alți doritori. Vineri seara o să avem un spectacol de la ora 19, sâmbătă un spectacol de la ora 15 și duminică două spectacole, de la ora 11 și de la ora 15. Deci avem 7-8 spectacole pe săptămână. Și, cum vedeți, sala e plină. Asta e foarte bine, un lucru foarte bun. Foarte bun. Și, sincer, sunt foarte mulțumit de cum am debutat cu acest spectacol. Sigur, premiera oficială va fi sâmbătă, cum am spus, dar deja spectacolul funcționează foarte bine. Avem și animale frumoase, artiști deosebiți, și ai noștri, am adus și niște atracții de afară, clowni extraordinari. I-am regăsit pe frații Gerasimenko, cu care am mai lucrat acum mulți ani și care sunt extraordinar de buni. Mă bucur. În anii trecuți în București existau mai multe festivaluri, mai multe gale internaționale ale circului. Intenționați să le reluați? Da, fără doar și poate. În proiectul meu de management am introdus între programele care îl constituie și Festivalul Internațional de Circ, de Arta Circului de la București. Sigur, o să ne ia ceva timp până când o să-l putem organiza, pentru că mi-am etapizat activitatea viitoare în funcție de priorități. Prima prioritate a fost să refac sala de spectacole, să prezint un nou gen de spectacol, așa cum v-am spus mai devreme, și să readuc, din punct de vedere administrativ, sala să fie perfect funcțională. Am reușit în mare parte, am refăcut încălzirea, am refăcut vopsitoria clădirii pe exterior. Sunt multe, multe de făcut aici, dar încet, încet o să le facem. Festivalul de circ va fi o etapă următoare. De ce? Ca să putem să prezentăm festivalul într-o clădire și într-un ambient deosebit. Și anume, o să punem și aer condiționat, sper, la anul în sală. Și un festival nu se organizează așa ușor. Până acum, Circul Globus a făcut, până anii trecuți, a făcut un festival compus din spectacole ale unor circuri care veneau cu șapitourile proprii, cu corturile lor proprii și amplasate pe aici, prin București. Nu, eu o să fac un festival clasic, cu partea A, partea B, două spectacole distincte. Va fi un juriu internațional care va evalua și va desemna câștigătorii, iar cu cei care au luat premiile vom face un spectacol de gală și care, cred eu, va fi deosebit. Așa cum sunt majoritatea festivalurilor internaționale de circ. Că vorbim de internațional, ați spus într-o discuție noastră anterioară că vreți să-l aduceți pe Prințul Albert de Monaco la București. Este într-adevăr un proiect mai vechi și pe care acum am convingerea că o să-l materializez și cred că se va întâmpla chiar cu prilejul Festivalului Internațional de Circ din 2017. Am fost invitat recent la un festival internațional de circ la Latina, în Italia, unde m-am întâlnit și cu domnul Urs Pilz, care este organizatorul Festivalului de Circ de la Monte Carlo. Și sigur, el este în direct relație și contact cu familia princiară Grimaldi, din Principatul Monaco. Am stabilit că o să dezvelim un bust al prințului Renier de Monaco, care practic, inițiind și menținând Festivalul Internațional de Circ de la Monaco, a ținut vie flacăra circului mondial. Pentru că circul mondial, cred că altfel ar fi intrat într-un derapaj, într-o cădere liberă, dar faptul că toți au căutat să pregătească să ajungă la Festivalul de Circ de la Monaco a ținut circul în viață, circul mondial chiar. Vă gândiți să faceți niște tururi ghidate prin circul pentru copii? Da, de regulă toate circurile din lume, în pauza spectacolului sau înainte de spectacol, organizează vizionarea menageriei. E foarte posibil ca Primăria Capitalei să ne aloce bani anul viitor
să reparăm, să refacem menajeria circului și cu ocazia asta o să facem și un circuit pe care spectatorii, copiii și adulții să-l pot face în pauză, să vadă animalele noastre, care sunt foarte frumoase și foarte atrăgătoare. Acest spectacol l-ați promovat în deschiderea stagiunii, l-ați promovat în aer liber. Da. Vă gândiți să faceți din această promovare un lucru obișnuit, să mai promovați și alte spectacole? Fără îndoială. Deci, în afară de clasica parada animalelor, atunci când e cazul și posibilitatea, noi promovăm activitatea instituției în cartierele bucureștene, cu mini-spectacole în aer liber, cu mini-spectacole în școli și grădinițe, în case de copii, în case de bătrâni. Au și rol caritabil și publicitar, dar mai ales caritabil, când mă refer la ultimele instituții de care am vorbit. Cehu Globus nu este în prezent vizual atât de bine văzut în București. Așa este, da. Doriți să schimbați acest lucru? Cum veți face? Fără doar și poate. Dacă nu știe lumea despre tine, înseamnă că nu există. Deci o să încercăm prin toate mijloacele de care dispunem, inclusiv cele, internetul, televiziunile, publicațiile, Ager Press-ul, de ce nu? Prin bunăvoința mass mediei trebuie din nou să devenim vizibili și să arătăm că existăm și nu numai că existăm, că avem un aport deosebit la viața culturală a capitalei și a României. Până la urmă că suntem singura instituție de profil din România. Și o instituție, după cum vedeți, solidă, puternică și care se va consolida fără îndoială în viitor, pentru că intenționăm să punem în mișcare și unitatea mobilă, care există, dar care nu a funcționat până acum, să mai angajăm oameni, să mai angajăm artiști, să căutăm tinere talente din domeniul gimnasticii, săriturilor în apă, de la școli de coreografie, de la balet, și să să revigorăm viața circului românesc. De altfel, programul din care face parte acest spectacol, care este un proiect dintr-un program multianual, se numește Circus Redivivus. Adică intenționez să readuc viața în circul românesc. Și beneficiind de vechi artiști de circ, pe care încerc să-i aduc din nou acolo unde ei și-au sacrificat mulți ani din viață, și să beneficiez de sfaturile lor, de cunoștințele pe care le au, și sunt mândri chiar când îi rog să arunce o privire și să corecteze anumite neajunsuri pe care le văd în activitatea tinerilor artiști. Vă mulțumesc și vă urez succes și aștept să văd și următoarele. O să vă invit la fiecare spectacol al nostru și așa cum mi-am propus, o să caut să creez în mintea spectatorului de circ român un orizont de așteptare. Cu fiecare spectacol să se gândească că trebuie să vină să-l vadă și pe următorul, fiind convins că următorul va fi mai bun decât cel de dinainte.